unui transplant, iar acum și-a arătat noul chip pentru prima oară. Carla Neș, în vârstă de 57 de ani, povestește cu emoție în glas că, practic, s-a născut a doua oară atunci când medicii din Boston i-au reconstruit fața. După 2 ani de chin, americanca poate mânca și zâmbi. Asta a făcut, a zâmbit, când a avut prima masă adevărată, imediat după operație. În fața camerelor de filmat, Carla a povestit că nu va uita niciodată gustul și mirosul ouălor și cremei de brânză pe care le-a servit la clinica din Boston. Carla Neș a primit admirația și compasiunea unei lumi întregi când, cu fața desfigurată, a apărut în emisiunea celebrei Oprah ca să-și spună povestea. La începutul anului 2009, cimpanzeul prietenei sale i-a smuls femeii nasul, buzele, ochii și brațele. După incident, animalul a fost împușcat de poliție. Stăpâna cimpanzeului a decedat între timp, dar Carla cere 50 de milioane de dolari de despăgubiri din partea urmașilor.